Pacea Domnului, se sărbătorește, așa cum s-a spus, weekendul acesta, se sărbătorește mama. Ce nu înțeleg eu este că o sărbătorim că e pe cale de dispariție sau o sărbătorim pentru că, într-adevăr, e o prezență extrem de activă în societatea noastră. Um mă uit în stânga și în dreapta și din nefericire, timpul pe care îl trăiesc astăzi nu este timpul mamelor sau timpul mamei. Și din cauza aceasta voi începe cumva în seara aceasta să vă invit să înțelegem vremea care o trăim. Iar dimineață, să ne concentrăm asupra binecuvântărilor pe care le avem, încă în momentul în care putem să auzim pe Dumnezeu că păstrează în mijlocul nostru, al caselor noastre, al bisericii noastre și al acestei națiuni, păstrează încă dorul, dorința, valoarea de a fi mamă. Voi citi pentru început două texte. Primul este în Geneza, capitolul 3 cu 20. Adam a pus nevestei sale numele Eva, că ce a fost mama tuturor celor vii. Mâine vom vorbi despre o mamă în Israel, dar Eva a fost mama a tuturor celor vii și a celor buni și a celor mai puțin buni. Eva a fost mama întregii istorii, astfel încât, prin Eva sau prin numele ei, putem să urmărim neamul omenesc în durerea lui, în istoria lui de atunci până astăzi. Și n-aș dori să facem o trecere în revistă idilică. Aș dori să facem o trecere în revistă reală, pentru că încă o dată spun să putem să vedem ce binecuvântări ne oferă Dumnezeu atunci când ne-a zis ieșiți din mijlocul lor, poporul meu. Al doilea text se găsește în Deuteronom, versetul 22. Sper să putem folosi Bibliile în seara aceasta. Vom avea de nevoie de ele puțin mai mult. Deci, Deuteronom 22, haideți să citim dată versetul 5, apoi versetele 9, 10, 11. Da, versetul 5. Femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească și bărbatul să nu se îmbrace cu haine femeiești. Căci oricine face lucrurile acestea este o urăciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. Este un text extrem de rar citit de la Anvon, datorită faptului că creează probleme. <coughs> În cultura de astăzi, când citești textul acesta, automat se spune că ești îngust. Asta, textul acesta s-a putut citi până acum 50 de ani. Acum nu se mai poate citi. Da, vă rog să țineți textul acesta, să-l rețineți. Și să citim de la versetul 9 la 12 și o să vă întreb dacă vedeți vreo legătură. Versetul 9. Să nu semeni în via ta două feluri de semințe, ca nu cumva să întinezi și rodul seminței pe care ai semănat-o și rodul viei. Să nu ară cu un bou și un măgar, înjugați împreună. Să nu porți haină țesută din felurite fire, din lână și in unite împreună. Să faci ciucuri la cele patru colțuri ale hainei cu care te vei înveli. O să vă întreb, au vreo legătură? Sau nu? au n vrea să intrați acum în nesfârșitele discuții în legătură cu ce se întâmplă când o haină e făcută din in și din alt țesătură ță, ță, și câmpurile electrice care se dezvoltă acolo datorită frecării. Nu despre asta e vorba. Haideți să vedem. Ați găsit altă legătură. De ce sunt puse așa? E adevărat că nu sunt puse chiar una lângă cealaltă, dar sunt puse în aceeași subîmpărțire. În aceeași paradigmă. Nimeni văd că nu mă ajută. Bun. Titlul acestei secțiuni se numește Amestecul. Și rămân numai la cuvântul ăsta. Titlul este Amestecul semințelor și țesăturilor. Dar nu, rămân doar la primul. Amestecul. Marea problemă a lui Dumnezeu a fost că în intenția lui a creat categorii existențiale pe care el le-a dorit, le-a făcut ca să rămână distincte, să nu se amestece de niciun fel. Categoriile morale sunt extrem de importante în privința aceasta iar ele sunt ilustrate prin legi practice de felul acesta. Auzi, ia puneți tu niște ciucuri la colțurile hainei. Din ce cauză? Vă amintiți? Legea fusese dată mai de mult. Din ce cauză trebuiau să pună ciucuri la colțurile hainei? Să-și amintească ce? Să-și amintească de faptul că ei sunt speciali, sunt deosebiți. Este ca și cum te-ar forța cineva să porți în fiecare zi numai costum nou. Nu știu, nu cred că e o problemă să înțelegeți ce vreau să spun. Cum vă simțiți în prima zi când îmbrăcați un costum sau o rochie? Cum vă simțiți? Deci eu personal mă simt foarte neconfortabil. Adică costumul nu-i dat pe mine, eu nu sunt dau pe costum, nu știu. Dar ceva nu se leagă. Aștept după ce trece vreo jumătate de an încep să mă simt bine în costum pentru că deja costumul a luat cumva chipul meu. Dacă nu cumva eu am luat chipul costumului. Așa e aici. Întotdeauna să-ți să, să aduci aminte când vezi ciucurii, să-ți aduci aminte că ești special, că nu poți să te porți oricum, că nu te-ai obișnuit și mai ales că nu trebuie să te amesteci. Haideți să ne întoarcem la mama. Știți că astăzi e o mare, e o mare Dezbatere, discuție în legătură cu ce e mama. Oamenii înțelepți au ajuns să aibă mari probleme în privința asta. Sunt întrebați în plen ce înseamnă să fii o femeie, ce înseamnă să fii bărbat, ce înseamnă să fii mamă. Și există blocaje ideologice care au apărut acum, în ultimul timp, și vezi pe oameni că tac și nu zic nimic. Sau fac mare deosebire între mama biologică și mama ideologică. O să înțelegeți ceva. Care e deosebirea între mama biologică și mama ideologică? Adică mama ca element fiziologic și mama ca și concept intelectual. N-am înțeles niciodată de ce a trebuit să ajungem aici, și nici nu vreau să explic, vreau doar să vă spun că îmi pare rău că am ajuns aici. Chiar mă doare. O mamă naște, rănește și educă, așa e? Zic greșit? Ajutați-mă! Naște, rănește, educă. O scurtă trecere în revistă cu mine. E o zonă foarte copilărească. Mama naște într-o zi. Eu m-am născut pe data de 3 decembrie. Atunci a fost nașterea mea. Atunci m-a născut mama. Vreau să vă întreb: cât timp m-a hrănit după aceea? Poftiți? Deci m-a născut într-o zi. Cât timp m-a hrănit? Mulțumesc în fire. Cât timp? Pe cât timp? Cineva zice că trăiești așa mai departe. Dumneavoastră să vă gândiți la foarte multe lucruri și aveți dreptate să vă gândiți la toate. Mă gândesc la prima sursă de hrană, și anume hrănirea la piept. Cam cât timp? Poftiți? Un an? Un an și? Doi? Uite, eu sunt de acord. Las ca dumneavoastră. Deci, nașterea e o zi, hrănirea e doi ani. Educația? Cât? Poftiți? Cel puțin șapte ani, zice fratele meu. Da. Cel puțin șapte ani. În lumea ebraică era 12. Se spunea, a înțărcat copilul la ce vârstă? La 12 ani. la 12 ani îl lua tatăl și îl ducea la templu. Și din momentul acela copilul era al tatălui. Al Tatălui, în sensul că educația cunoștea o schimbare de dascăl. Fratele Octavian mi-a spus al Tatălui și al Națiunii. Mulțumesc, e adevărat. Dar, ce vreau să spun? Până la 12 ani, mama trebuia să stea lângă copil și să-i dea ce? Mama îl învăța să citească. E adevărat? E adevărat? Domnul Iisus Hristos când a mers la templu, cunoștea scripturile, datorită studiului pe care îl făcuse cu mama sa. Mama îi oferea primul model de comportament în relație cu casa, cu familia. Nu atât de mult cu societatea, dar cu familia. Un copil bine crescut în casă, îl lua mai apoi tatăl și îl scotea afară, pe stradă. Și dacă s-a purtat bine în casă, se va purta bine pe stradă. Cum se poartă un copil acasă, așa se poartă în momentul în care îl vei duce afară. Și dacă se groază de el acasă, să nu spui cum îți va fi atunci când va ieși în societate. Problemele sociale însă apăreau de la 12 ani mai departe când tatăl îl lua și îl învăța celelalte reguli. Până la 12 ani, mama însă îi satisfăcea una dintre nevoile fundamentale ale oricărei ființe care trăiește pe Pământul acesta, și anume nevoia emoțională. Nevoia de dragoste, de echilibru, de siguranță. Mama era aceea care se îngrijea de așa ceva. La 12 ani, când mama îl lua și îl dădea tatălui, copilul acela era matur din punct de vedere emoțional, afectiv. Copilul acela nu mai avea probleme de angoază, să-i fie frică, să nu știe ce se întâmplă. El întotdeauna era așezat din punct de vedere emoțional într-un cadru extrem de stabil. Și totul depindea de modul în care mama lui se raporta la el. Aș vrea să aduc în discuție acum ceea ce mai târziu Sfântul Apostol Pavel scrie în Epistola către Evrei, capitolul 11, în marele capitol al credinței, spune, că Moise, care a stat cu mama lui până la ce vârstă? Până la 12 ani, exemplu clasic de ceea ce vorbim acum, de educație până la 12 ani, din cauză că mama și-a făcut datoria ei până la 12 ani, mai târziu Moise, când a ajuns să fie numit fiul fiicei lui Faraon, a preferat mai degrabă Vă aduceți aminte? O cara lui Dumnezeu decât toate comorile Egiptului. Vă dați seama ce, ce echilibru emoțional, ce stabilitate a trebuit să aibă Moise, încât să nu aibă niciun pic de frustrare când a zis, uite, aleg Robia. Un om care are frustrări emoționale, care nu este stabil emoțional sau matur emoțional, care n-a primit tot ceea ce are nevoie în primii săi ani, la vârsta deciziilor, va fi extrem, extrem de labil. Exemplul foarte clar sau clasic este vârsta adolescenței la noi. Am mai vorbit despre lucrul ăsta aici, dar poate că este cazul să ne, să ne reamintim. Adolescența n-a fost din totdeauna n-a fost o problemă psihologică în timpurile vechi. Adolescența a apărut după cel de-al doilea război mondial în America, atunci când avem un plus de tineri care trebuiau să fie asimilați în locurile de muncă create de națiune. Fiind după război, Majoritatea economiei trebuind să se reprofileze din industria de război pe altfel de tip de industrie, locuri de muncă nu prea erau. Iar tinerii aceștia care terminaseră primele opt clase, tinerii respectiv n-au avut unde să se angajeze. Ca urmare, au rămas pe stradă. Și pentru că aveam o mulțime de tineri pe trotuar și care nu știau ce să facă, problemele sociale au început să amenințe națiunea americană la vremea respectivă. Soluția a fost următoarea. Trebuie să-i ducem din nou la școală. Și s-au mai investit încă patru ani de școală. Exact perioada pe care noi o surprindem acum ca fiind zona de adolescență. Tinerii respectiv au fost luați de pe trotuar, dus la școală și la școală au ascultat aceeași muzică, au văzut aceleași filme, li s-a oferit aceeași problematică, au făcut același tip de carte și au intrat în aceeași criză. Și de atunci avem criza adolescenței. Înainte ca lucrul ăsta să se întâmple, pe vremea când tânărul de 14-15 ani se ducea la muncă, nu exista criza adolescenței. Când tânărul nu s-a mai dus la muncă, a stat pe bancă mai departe, i s-a oferit filme, muzică, de diferite genuri, în așa fel încât imaginația lui a explodat pur și simplu, în momentul acela am avut probleme. Iar problemele decurgeau dintr-un anumit punct. Majoritatea tinerilor de felul acesta nu reușiseră să se maturizeze din punct de vedere emoțional. Erau încă într-o într zonă de dezechilibru. Și pentru că zona dezechilibru zona de dezechilibru s-a continuat mai apoi printr-o școală care nu s-a ocupat de maturizarea emoțională, ci a adăugat la imaturitatea emoțională problemele sociale. Am avut de-a face cu tineri nematurizați emoțional cu probleme ideologice. Deci tineri nematurizați cu probleme. Și asta a fost definiția adolescenței ce se întâmplă de fapt? Vă rog să observați cum mama este scoasă din ce în ce mai mult din domeniul ei. Până în momentul acesta, sau până puțin mai de mult, mamele au născut și a fost dreptul lor 100%. După aceea am spus că mama hrănește copilul 2 ani de zile. La scurtă vreme s-a inventat laptele praf și mama n-a mai Hrănit neapărat copilul, creind acea legătură a pruncului ținut în brațe la pieptul mamei. Pruncul a putut să fie hrănit de oricine, o bonă, care i-a pus o sticlă cu lapte praf copilului și care l-a hrănit. Educația, am spus că era până la vârsta de 12 ani. În scurtă vreme, societatea a înființat creșea, grădinița și școala și copilul de la ce vârstă a fost luat din brațele mamei? Trei ani? Cum ziceți dumneavoastră? Acum este la doi ani. Poate și mai devreme. Copilul care este luat de la trei ani de zile și dus la o creșe împreună cu alți copii în jurul lui, spuneți-mi, vă rog, câtă educație emoțională, afectivă primește. Cu alte cuvinte, câtă dragoste, câtă siguranță, cât echilibru. Lângă el este un alt copil, cu aceeași probleme ca și ale lui. E adevărat, un sac de jucării, dar copilul nu se va juca decât cu o jucărie cu care vrea să se joace și cel de lângă el. De ce? Pentru că cel de lângă el învață de la el pe ce jucărie să pună mâna. Și așa mai departe. Nimic natural în așa fel încât să învețe abundența. Și peste tot este o lipsă de posibilități de a avea ceea ce trebuie. Deși lumea e plină, sunt o sută de jucării, dar lângă el pune mâna pe o jucărie un altul și el vrea să pună mâna pe aceea jucărie și jucăria respectivă nu le ajunge la mândoi. Și sunt frustrați. Emoțional. Tu poți să explici intelectual, probabil când va fi mai mare, dar emoțional nu se poate explica. Ceea ce ar face mama acolo atunci când învață copilul să aibă din belșug pace, liniște și tot ce îi trebuie. Ceea ce Mama poate oferi, nimeni nu poate să ofere în schimb. Ne de deci, ce la vârsta adolescenței societatea apasă pe un buton și toți tinerii adolescenți se revoltă? Pentru că este un mecanism social care lucrează. Profesorul Somers, în cartea lui Who Stole the Feminism, pagina 91, spunea atât de critice sunt programele de educație de gen astăzi, cele feministe, dar de gen, încât ea, profesoara, și-ar fi dorit ca următoarea etichetă de avertizare să se găsească pe coperta din buletinul tuturor instituțiilor care promovează acest fel de gândire. Și dă ca exemplu Wellesley College, University of Minnesota, etc. Dar uitați ceea ce ar fi vrut ea să fie avertizmentul, cam cum ar arăta. Noi, și când zice noi, e vorba de instituția respectivă. Noi, vom ajuta fica ta să descopere cât de mult i-a trăit în complicitate cu abuzatorii ei, adică cu patriarhatul. Nu intru prea mult în asta. Treceți peste. Pentru cei ce sunteți obișnuiți cu lucrul acesta, e de înțeles. Pentru ceilalți nu-i nevoie. Patriarhatul este dominarea masculină. Noi o vom încuraja pe fica ta să-și reconstruiască sinele prin dialogul cu noi, spune instituția învățământ. Probabil că astfel va deveni mânioasă și cronic ofensată. Deci educația respectivă are ca final să pună în sufletul sau în viața tânărului mânie și ofensă datorită faptului că învață că i s-au făcut nedreptăți, că a fost dominată, că a fost opresată, că nu i s-au dat tot ceea ce a avut nevoie. Și în felul acesta frustrarea crește. Lucrul acesta se întâmplă în sistemul de învățământ. Ca urmare, cu siguranță va respinge orice cod moral și religios în care tu ai crescut-o. Este de așteptat să se distanțeze de familie și de prieteni. Să nu-i mai trebuiască nici familia, nici prietenii. Își va schimba aparența, părul, unghiile, cum vreți. Și chiar orientarea sexuală. În sfârșit, te va urâ dacă ești tatăl ei și te va compătimi. Dacă ești mama ei. După ce își va completa reeducarea ei cu ajutorul nostru, tu cu siguranță vei fi pierdut zeci de mii de dolari împreună cu propria ta fica. Anii 90. Aceasta era concluzia la care ajunge unul dintre profesorii marcanzi. Ai vremii de atunci. Dragii mei, vorbim de ziua mamei. Astăzi, o mamă bărbat va da flori unui tată femeie. E adevărat sau vorbesc ce nu trebuie? Și asta va fi capodopera experimentului uman din punct de vedere evoluționist. Cu alte cuvinte, am ajuns la o nouă treaptă de evoluție. Vreau să vă întreb, nu vă e doar de Scriptură? Tot vorbind despre lucrurile astea, nu vă e dor de liniștea aceea extraordinară a lucrurilor pe care le-a lăsat Dumnezeu ca să nu fie amestecate niciodată. În păgânism, prezența bărbaților preoți și a femeilor preotese, deci preoți și preotese împreună, au dat naștere la ceea ce știm ca fiind cultele fertilității. Nașterea a devenit mântuitoare. Și nu contează dacă era în interiorul familiei sau în afara familiei, dacă nu contează dacă era în interiorul legământului sau dacă era dincolo de legământul căsătoriei, nu contează. Femeia fiind posesoarea vieții, întreaga natură fiind feminină prin renaștere, reînvieri. Și uite așa, s-a ajuns la mama pământ. Auziți, știți că pământul e mama. Poate că a zice, de ce vorbesc lucrurile astea? Anii trecuți, Papa Francis s-a dus în pădurile Amazonului pentru ca să țină acolo liturgie și acolo cei din religiile animiste au adus în față statuii, statuile lui Pacea Mama sau a Mamei Pământului în care era reprezentată Printr-o femeie însărcinată. Și liturgia a avut loc în fața acestei zeițe. Astăzi, Mama Pământ e sărbătorită în ciclul anual de toamnă și primăvară. Când natura moare, în zona noiembrie, sunt sărbătorile de iarnă. Vă amintiți plugușorul? Vă amintiți? Sorcova, vă amintiți? Capra, vă amintiți? Vi le amintiți pe toate? Erau sărbători ale fertilității. Totul e un ciclu feminin cosmic. Nu e de mirare că ziua mamei, Paștele și Mărțișorul sunt toate la oaltă când va fi ziua oamenii? Duminică, da? Când a fost Paștele? Duminica trecută. Când au fi fost mărțișorul sau sărbătorile de primăvară? Tot pe aici, că și iepurașii, și ouăle, și toate celelalte vorbesc de zona asta a renașterii sau a reînvierii. vorbesc acum de păgânism, nu vorbesc de creștinism. Ca o consecință, din nou azi, în biserici creștine, mame hirotonite ca preotese, hirotonite, ca apostoli sau pastori creștini, vor intra și vor oferi flori mamelor creștine care pot fi bărbați ce se pretind femei sau femei ce se consideră bărbați. E din ce în ce mai răspândit. Sagrada Familia în creștinism. Vreau să vă întreb, vi -a, a întrebat cineva vreodată. Dacă nu v-ați simți mai bine dacă în sânul Trinității ar fi și o femeie? Vi-a spus vreodată cineva că Trinitatea e mult prea masculină? Vi-a spus cineva lucrul ăsta? Nu. Da. Mie mi l-a spus lucrul ăsta în anul 1994. 1994. E evident, într-un colegiu creștin, o profesoară a venit la mine și mi-a pus întrebarea aceasta. Cum ar fi dacă în sânul Dumnezeirii ar fi și o femeie? Și apropo, cine ar putea fi? Vreți să faceți o propunere? Ziceți! Ziceți, tare, da! Poftiți? Fecioara Maria. În locul cui puneți Fecioara Maria ca să rămână totuși Trinitate? Poftiți? Cineva pune în Duhul Sfânt? Nu, nu, nu în locul Duhului Sfânt. Soluția este că Fecioara Maria e cu pruncul în brațe. atunci în locul cui o pun? În locul Domnului Isus Hristos. Și astfel Domnul Iisus Hristos este ținut la nivelul pruncului el nu intră în sanctuarul ceresc împreună cu sângele său ca să facă mijlocire. El nu este acela care reprezintă întregul neamul omenesc în fața Tatălui. Nu! El este pruncul care stă în brațele Fecioarei Maria. Și atât. Atunci, primitatea este Tatăl, Mama, ori scoatem Duhul Sfânt și punem copilul, ori avem dificultăți mai departe în care nu vreau să intru. Ni se spune că e foarte convenabil, datorită faptului că fecioara Maria este bine reprezentată și la nivelul religiei islamice și în felul acesta putem să avem un dialog împreună cu ei. Pentru că se găsește acolo. Frații Alex Tocqueville, în cartea lui Democrația în America, observa cât de important era ca femeia americană să fie în primul rând religioasă. Pentru că femeia este protectorul moralei națiunii. Rețineți, femeia este protectorul moralității unui popor. Nu-i de mirare de ce se duce o bătălie atât de puternică astăzi împotriva statutului de femeie și de mamă, așa cum l-a lăsat Dumnezeu, pentru a altera pe aceea care ar trebui să fie protectoarea și reprezentanta moralității. Cine îl învață pe copil poruncile lui Dumnezeu? Cine repetă la plecare și la venire? Cine îl învață să cânte cântările Sionului? Cine îl învață să se roage? Cu cine copilul îl vede pe cel nevăzut? În rugăciune? În consacrare? Cu cine? Dacă nu cu mama, aceea care este chemată de Dumnezeu ca efectiv să înconjoare pe micuți cu o atmosferă de dragoste mântuitoare. Acea dragoste suficientă care să-l facă să crească și să nu tânjească niciodată, să aibă dragoste din belșug, să aibă siguranță din belșug, să aibă viziunea ocrotirii din belșug datorită faptului că mama e acolo. Citesc textul acesta foarte des citat, cu care aș vrea să închei. Textul din, textul din Evrei, capitolul 11, acolo unde se vede, se vede forța unei mame. Evrei 11, de la versetul 23. Prin credință a fost ascuns Moise trei luni de părinții lui când s-a născut. Cine l-a ascuns? Tata sau mama? Tata sau mama? Mama, tata era plecat, la a făcut de cărămizi. Nu putea tata să lipsească. Dar mama era aceea care a ascuns pe Moise. Versetul 24. Prin credință Moise când s-a făcut mare n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcere de o clipă ale păcatului. Spuneam, decizie extrem de greu de făcut la un tânăr. Tinerii de obicei sunt furați de ceea ce izbește privirea, de ceea ce promite carnea, pasiunile vieții și așa mai departe. Ei sunt furați de promisiuni. Ca Moise să accepte blocajul acesta și să zică nu tuturor promisiunilor unei civilizații extrem de plină de vicii, satisfacții, provocări. Ca să spui nu, trebuia ca omul acesta să fie extrem de bine echilibrat emoțional. A vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de o plăcere de o clipă ale păcatului. De unde învăța el matematica asta? Plăcerea de o clipă care este întrecută de o greutate veșnică de slavă. Cine l-a învățat matematica? el socotea o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului pentru că avea ochii ațintiți spre răsplătire. Cine-i deschisese cerul ca să vadă răsplătirea? Mâna cui de duse perdea la o parte ca să intre în sanctuar să-L găsească pe Iisus să vadă răsplătirile viitoare. Cine? Prin credință a părăsit Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului pentru că a rămas neclintit. Iarăși un termen nespecific pentru un tânăr. Tinerii se clatină ușor. A rămas neclintit. Ca și cum ar fi văzut pe cel Nevăzut. O să vă întreb. Spuneți-mi, vă rog. Unde l văzuse pe cel nevăzut? Când? Până la 12 ani a fost cu mama. După aceea numai. Până la 12. Ani. Aici este putere, aici este forță, aici este lucrul extraordinar al unui mame. Dacă vrem să sărbătorim ceva în ziua de azi, asta trebuie să sărbătorim. Această chemare la mame extraordinare care trebuie să fie în poporul lui Dumnezeu ca o mamă în Israel. Cine a zis asta? Vă amintiți? Până nu m-am sculat eu ca o mamă în Israel. Deborah, mulțumesc. Vom continua mâine cu subiectul acesta. Și totuși, la final. Auziți. Ahazie avea 22 de ani când a ajuns împărat și a domnit un an la Ierusalim. Mama sa se chema Atalia. Ioas a făcut împărat al șaptelea ani al lui Iehu și a domnit 40 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Tibia, din Berșeba. Amația avea 25 de ani când s-a făcut împărat și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ioadan din Ierusalim. Nu există în, toată, în toate cronicele biblice, nu există niciun împărat fără să se amintească foarte clar cine a fost mama. De ce? Sau cum vă explicați? Doi regi 18, 1 la 3. În al treilea an al lui Iosea, fiul lui Ela, împăratul lui Israel, a început să domnească Ezechia. Ezechia. Vreau să vă întreb, era rege bun sau rău? Ezechia, rege bun sau rău? Bun? Mulțumesc. Fiul lui Ahaz, rege bun sau rău? Rău. Cum se poate dintr-un tată rău să iasă un rege bun? Avea 25 de ani când a ajuns împărat. A domnit 29 de ani la Ierusalim Mama sa se chema Abi Fata lui Zaharia El a făcut Ce este plăcut înaintea Domnului Cine a schimbat Traseul Mama Acum Ezechie a dormit cu părinții săi În locul lui A domnit fiul său Manase Ezechie a, a fost rege bun Am stabilit că da Manase a fost rege bun sau rău? Rău. Cât de rău? Manase avea 12 ani când a ajuns împărat. A domnit 55 de ani la Ierusalim. Mama sa se numea Eftiba. El a făcut ce este rău înaintea Domnului. Cine a schimbat cursul? De ce n-a fost și Manase ca Ezechia? De ce? Eftiva? Nu putem să înțelegem valoarea unei mame decât atunci când cu genunchii plecați citim în Apocalips capitolul 12 că mireasa lui Iisus Hristos este o femeie care nu poate să fie întinată, nu poate să fie compromisă, nu poate să fie amestecată cu nimic altceva. Este acea femeie cu luna pe cap, a nu, cu 12 stele pe cap, cu luna sub picioare, acea femeie în loc, învăluită în soare, pe care tot cerul o binecuvintează și care îi oferă, oferă cea mai mare cinste, datorită faptului că, din punct de vedere al caracterului, este binecuvântarea lui Dumnezeu pentru Pământul acesta. În seara asta, Într-o societate în care aproape că nu mai avem mame, cred că este tare bine să ne rugăm lui Dumnezeu ca să se nască aici, să fie aici în biserică, mame cu adevărat în Israel. Amin. Îți mulțumim, Tatăl nostru, că lângă neliniștea noastră ai așezat pacea ta, că lângă frământările noastre ai așezat siguranța ta. Îți mulțumim pentru că ne-ai promis că copiii pe care ni-i-ai dat îi vei păstra în mâna ta și vei ajuta ca tot ceea ce am pus în Sufletul și. În ființa lor să fie o sămânță care să rodească prin harul și puterea Duhului Sfânt. Îți mulțumim pentru mamele noastre, pentru soțiile noastre. Îți mulțumim pentru toate surorile care sunt în Biserica Ta, care sunt cu adevărat păstrătoare ale moralei creștine și ale moralei sociale, care sunt darurile tale pentru Biserică și pentru lume. Înțelegem că uneori le este greu. Înțelegem că uneori nu este ușor, dar ne rugăm pentru ele ca să le ții, Doamne, lângă Tine și puterea Ta să le păstreze neprihănite, puternice, pline de darurile de Duhului Sfânt, pentru că astfel ele însele să fie un dar pentru familie, pentru biserică și pentru lume. Într-o vreme când Totul se descompune. Într-o vreme când omul vrea să re, reinventeze lumea aceasta și toată viața lui, venim să te rugăm, Părinte, vrem să rămânem cu tine. Vrem să rămânem ai tăi, așa cum ne-ai creat și așa cum ne-ai mântuit. Vă rog să așezi. La colțurile hainelor vieții noastre, ciucurităi, să ne aducem aminte că suntem întotdeauna speciali, că nu suntem niciodată amestecați. Fă, Doamne, să nu ne amestecăm nici veșmintele, nici gândirea, nici viața cu nimic compromițător din această lume. Păstrează-ne pentru tine. În numele Domnului Isus. Amin.